Corvinul Hunedoara arată calificarea în Liga a doua de fotbal după ce a pierdut cu 4-1 returul finalei din barajul de promovare în deplasarea de la Minaur Baia Mare. Antrenorul hunedoreanilor Florin Maxim nu își putea explica evoluția temătoare a jucătorilor săi și a declarat că are nevoie de o perioadă în care se va liniști pentru ca după aceea să-și continue munca. Cel mai frustrant rămâne însă că hunedoreanii au pierdut un singur meci în tot sezonul, însă acela a dus la ratarea promovării. Nu știu ce s-a întâmplat, sincer, că nici n-am discutat cu ei, nici la pauză am încercat să întreb niște lucruri, să le spun niște lucruri tactice. Acum să discut cu ei, că mi s-a părut că au început cu o teamă așa. Cred că a fost chiar vizibil. Dacă vrei să încercăm să mai destindem un pic atmosfera, tot vorbim noi că n-a fost nicio înfrângere, a venit exact la final. Toată lumea, dacă nu m-a bântuit această chestie cu faptul că n-am fost învinși, a venit acum într-un moment în care nu trebuia să vină. Asta e, trebuia să se întâmple. E frustrant să câștigi 30 de meciuri, să pierzi unul și să ratezi? Tu ce crezi? Asta este. Da, trebuie să mă liniștesc acum și o luăm de la capăt. Asta e meseria noastră. Cineva trebuie să câștige, cineva trebuie să piardă. Asta e. Am fost noi acum. N-am ce să mai spun. Imediat după ratarea promovării s-au luat primele măsuri la Corvinul, fiind reziliate contractele a 4 jucători de bază, fiind vorba despre Arnautu, Bus, Jairo și Damota. Pe de altă parte, pentru a identifica greșelile care au dus la ratarea accederii în Liga Secundă, Consiliul de Administrație al clubului a cerut o analiză extinsă pe toate palierele, respectiv conducere tehnică, management al clubului, transferul de jucători, responsabil din cadrul centrului de copii și juniori, angajați ai clubului, care va fi prezentat într-o ședință pe 24 iunie. Într-o postare publică, primarul Hunedoarei Dambo Băuțanu a mulțumit tuturor celor care au fost alături de Corvinul și le promite că echipa va fi și mai puternică. Iar în privința unei posibile promovări ca urmare a unei eventuale invitații din partea federației, a precizat că factorii decidenți își rezervă dreptul de a analiza în Consiliul de Administrație acest lucru și tot ceea ce implică o hotărâre de acest gen pentru club și comunitate.